Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Doina Apostol mă numesc. Și eu Marius Apostol. Spuneți-ne care e experiența dumneavoastră cu post, primul rând. Am înțeles că ați ținut și înainte de tabăra de post. Da, eu fix anul trecut, în august, eram diabetic de 4 ani de zile. Am citit cartea domnului Cezar Elisei. Și am început fără nicio pregătire înainte, cu ceva legume, direct din dieta zilnică am început acest post. Diabetic tip 2? Tip 2, da. Tip 2 fără insulină. Luam doar 2 grame de Ozempic. Nu Ozempic. Siofor. Siofor, 2 grame de Siofor. Și ați avut curaj să începeți să o pregătiți așa? Da, m-am luat pas cu pas, am început întâi în joacă, să văd o zi, două, trei, a după aia ce m-a șocat, că ce ați povestit în carte, mi s-a întâmplat zi cu zi exact efectele identice, până și a treia sau a patra zi când m-am umplut de bube de sus până jos și dacă era ceva, dacă nu era cartea noastră, mă speriam și renunțam și ușor, ușor am ajuns la 14 zile. Cu rezultate pentru mine fantastice. Deci din momentul acela până în august, acum când am venit în tabără, nu am mai luat absolut nicio pastilă. Nivelul de glicemie variază între 98 și 110 și totul normal, fără niciun fel de. Ce am mai avut grijă, n-am mai mâncat carbohidrați, anume cartofii și făina. V-ați făcut un test ceva? Test în ce sens? Adică dacă ați vorbit cu medic despre experiența asta sau... Nu, medicul diabetolog doar atât mi-a spus, printre dinți, experimentul dumneavoastră a reușit. I-am povestit, la început a zis că nu e bine, că sunt... Și după experiență i-am arătat că am făcut analize din 3 în 3 luni, ultimele 3 analize, adică 9 luni de zile, oricum eram obligat să îi le duc, le-a văzut... Și a zis, asta a fost toată experiența dumneavoastră, a reușit. Mai mult de atât. Da. Acum noi am venit aici, tot, ca idee, am plecat de la 117 kg atunci, anul trecut, și am ajuns la 105. După cele 14 zile. După 14 zile, da. După aceea, anul ăsta am venit cu 99 și în prezent am 88, ziua 12. Ce v-ați decis să faceți? Că ați venit în post înainte de a ajunge aici. Am venit tot cu ideea să fac cele 14 zile. Între timp am uitat. Tot anul acesta am făcut, nu săptămână de săptămână, recunosc, dar când am putut, câte o zi și nu fix, aleatoriu, câte o zi de post. Total. Nu de apă. Post cu apă atât. Nu post negru. Și mă mențin și fizic și psihic perfect. Acum povestea de aici. Am venit cu 7 zile făcute deja de acasă. Am trecut niște bariere, că de asta mă și bucur că am venit aici. Am trecut niște bariere mentale în legătură cu clisma, cu colonohidroterapia, care eu n-am făcut în viața mea niciuna, nici alta. Am înțeles din discursul noastră avantajele care reprezintă și le-am simțit după aia ce făcând și una și alta, iar la nivel mental a fost o îmbunătățire din toate punctele de vedere și apropiere de Dumnezeu ca idee, m-a spovedit prima dată în viața mea și bucurie, nivel de bucurie, nivel de liniște pe toate nivelurile, pe toate palierele. Deci sunteți mulțumit. Foarte mulțumit. Hidrocolonterapia cum a funcționat? La început cu rușine. După aia te obișnuiești, n-ai ce să faci. Dar din punct de vedere medical, foarte bine. Foarte bine. Este o procedură medicală care poate ar trebui să se promoveze cumva și în spitalele noastre. Nu, să se pună obligatorii. Sau să se pună obligatorii și în spitale. Și dumneavoastră? Și clisma și hidrocolonterapia sunt, până la urmă, proceduri medicale. Sigur.
Eu prima și prima dată am început să țin post terapeutic susținându-l pe el acum un an de zile și am început în ziua a 5-a sau a 6-a. Când eu aveam 5 zile făcute da. Deja. Am înțeles. Am ținut 8 zile de post, m-am simțit extraordinar de bine. Dar nu vă așteptați. Nu, să vă simțiți așa de bine. Eu am avut probleme cu anemia. Eram anemică, anemie feripivă, de când mă știu eu. Uh-huh. Hemoglobina 7, 8, pe acolo aveam. Lipsă de fier, suplimente de fier luam în permanență. Iar după acest post ne-am repetat analizele, am mers cu analizele la medicul de familie și medicul de familie s-a uitat pe analize și efectiv nu-i venea să creadă ce vedea. Și ne-a întrebat, voi sunteți... Mi s-a uscat o gură. Da, da. Voi sunteți siguri că nu ați mâncat nimic tu de 14 zile și tu de 8 zile? Și am zis, da, cu siguranță. Și atunci ne-a cerut mai multe informații, i-am transmis niște filmulețe și m-am bucurat că a acceptat ideea. Da. Expresia da. Lui a fost, aș ține și eu, cred că o să țin și eu, nu știu dacă pot. Da, da, da. Medicul de familie este un om deschis la minte și ca medic este deschis la nou. Dar recunoștea că îi se pare greu. Pare greu la început, nu este greu. Nu este greu. Care e secretul? Atunci spuneți dacă nu pare greu. Să, nu este zi greu. După zi. Și să asculți ori cartea și ideal ar fi să vii în tabără. Pentru că te ajută și grupul în tabără, te ajută și informația care o iei de aici în viv, în live. În carte citești, este bun, dar transmiterea față în față este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Și vreau să mai adaug ceva, că după aia uit. Eu am început de la trigliceride 1500 și acum am 170-180 și colesterol de la 600 și acum am 85. Deci v-ați tratat. Înainte, astea sunt analizele înainte de a veni în tabără. Acum să vedem. Pe partea asta psihică, emoțională, cum vă simțiți? Foarte liniștiți, mental ești foarte bine și foarte împăcat cu tine, iar locul acesta și tabăra și oamenii și atmosfera, toți sunteți profesioniști, felicitări pentru ceea ce faceți, nu am cuvinte. Se împlinește scopul pentru care veniți, da? Da, absolut. Cel mai mult. 100%. Mm-hmm. Ați învățat lucruri pe care nu le cunoșteați sau care v-au ajutat să mergeți mai bine, mai departe? Da, foarte multe lucruri pe care n-ai de unde să le știi până nu le înveți de la cineva. Și dacă cineva nu ți le arată, nu ai. Mm-hmm. Sunt atâtea informații din toate părțile în care dumneavoastră le-ați adunat și le sintetizați și le dați anume pentru tipul ăsta de problemă. Mm-hmm. Ce spuneți? De ce nu s-a extins mai mult poate ideea de post? Sau de ce nu știe prea mai multă lume? Nu se vrea și este indolența omului de zi cu zi. Mm-hmm. Cel puțin la mine era chestia asta. Această indolență, înțelegeți că nu-i justificată. Nu că se poate, justifică. Da? Se poate, da, dar ideea e să-ți dai un pic de interes, dar să ai și informații. Că degeaba, dacă nu primești asta informații, omul îi se dă la... Un doctor îi se dă anumite medicamente, că eu am înțeles o chestie prin acest post. Medicamentele nu sunt făcute ca să te trateze, sunt doar să-ți acopere simptomele, să te calmezi. Este singurul lucru. Dar tratamentul bolii tale nu-l primești. Ori aceste informații nu se spun, nu se aud, nu le auzi direct. Ți se explică doar cum să scapi de durere sau de problema acută. Simptome... Nu produc tratarea bolii. Tratarea bolii, în mare exact. Parte, în ziua de astăzi nu este. Cazul meu cu diabetul, care mi s-a spus toată viața că... Nu, 4 ani am avut. Mi s-a spus cei 4 ani că nu e tratabilă, că dacă încolo și trebuie... După aia spuneau că vin și medicamente de inimă pentru protecție, că fac rău, dar nu spuneau ce rău, că... Medicamente de colesterol. De colesterol, de trigliceride, milurit și...
Lipantil și aveam într-un timp vreo 8 pastile pe zi. Pe deci urma să fiți un client fidel al farmaciei. Da. Și acum ai luat ceva? Nimic, absolut. Un an de zile am. Fix august anul trecut. Nici o pastilă. Absolut nici o pastilă. Excelent. Și vă simțiți bine? Perfect. Și analizele sunt perfecte. Analizele arată. Analizele de la infinit în cer, toate au ajuns la normal. În limită și normală. Doamnă, ca și cuplu, așa e mai bine de când țineți post împreună? Simțiți da, că v-ați da, mai apropiat? E mai bine sau? Pentru că ne susținem unul pe altul. Eu m-am mai calmat, da, că eu sunt un pic mai vulcanic și m-am mai calmat. Uh-huh. Da, uh-huh. E mult mai bine. În doi, întotdeauna e mai ușor să ții postul. Excelent. Felicitări! Mulțumim frumos! Mulțumim dumneavoastră! Pentru oportunitate și pentru tot ceea ce faceți. Bine, Dumnezeu să vă ajute! Da, Doamne! Ne ajută!